vreau să ne trezesc cu o nedreptate, poate involuntară, care s-a făcut maestrului Murivale, aici ne onorează orașul și această sărbătoare. Nu am avut privilegiul să fac un vernisaj promis și simt o datorie de bucă pentru prietenul meu și cred că și dumneavoastră de suportit prieten, care a riscat să vină în turnul Săvenii. De ce a riscat? Educația plastică a publicului Săvenii este cea care este. Murivale este un pictor ultramodern, care a expus la Paris, a expus la Monaco, a expus are premii ale unui artiștilor plastic, are premii în Franța. Este un om foarte cunoscut. Spun față de Severin, Bucureștiul cunoaște și la Olimpiadă, este foarte cunoscut în lume. Datorită unei coincidențe neîntâmplătoare, ne-am cunoscut pe Facebook acest canal, acest câmp de socializare transfrontalieră și unde certându-ne pe un profil de al lui Valentin, pe care el și l-a afișat pe pagina profil de pe Facebook, să nu Facebook în contradictorie am ajuns să ne prietenim. Eu am descoperit în un mare pictor, nu știu el ce-o văzut la mine. Domnilor, ieri au fluturat în părculețul din, iertați-mă, am spus numai domnilor, frumoase doamne, domnilor, ieri au fluturat în părculețul din fața casei tineretului 70 de lucrări gândite și simțite cu absolută originalitate de Vasile Mureșan Murivale. Murivale este pseudonim. Domnul Vasile Mureșan este născut în Bistrița și a făcut studiile conservatorului la București, a conferențiat la conservator, deci s-a retras pentru a-și împlini destinul. Că a visat în copilărie să facă muzică, să devină muzician, asta se vede acum din armoniile pe care le stăpânește și le strunește în culorile pânzelor sale. Domnilor, ieri erau expuse niște folii de plastic atârnate ca niște rufe, ca literele din limba sanscrită, din scrierea sanscrită, pardon, pe care erau reprezentate ca niște frunze ale toamnei în cădere, portretele prietenilor sale, din sec. O mie de portrete ar fi român contemporan. Din 270.000 de fotografii, a selectat 5.000 de prieteni, fotografii ale colegilor de breaslă, de muzicieni, de scriitori, de critici de artă și a selectat prin criterii plastice eu am emoții din cauza portretele de artiști vizuali. Nu sunt toate, sunt câteva mii de portrete despre care o să mai rostesc câteva. Îl rog pe Victor, pe Gelul Negra, să nu se supere, dar ei deja s-au împrietenit și se vor răfui pe drum. Ce se întâmplă? Aceasta este explicația de anecdotică pentru publicul larg. Acolo s-au reprezentați prietenii, prietenele de inima, de branșe, de talent, ca și când în destinul lor trecător, așa cum suntem toți. Părerea mea însă, ca judecată plastică, este că el a vrut, cum întâmplător, dintr-o atingere, ne poate ieși portretul cuiva, a Eva, sau ați văzut că mulți se laudă că au tăiat un lemn și a apărut o icoană de sus sau nu știu ce reprezentare. El folosește aceste portrete ca tușe, ca pete cromatice, în felul acesta realizând o supracompoziție, o supraconstrucție picturală, în care
nu se mai pictează cu pete de culoare, ci cu prieteni, cu dragoste și cu ideea de a depăși pictura. Ce este cu această depășire de pictură? Am să vă comentez un cazul celebru al lui Brâncuș, care a fost primul care și-a dat seama că Brâncuș nu se mai poate sculpta. El a descoperit alfabetul binar al sculpturii. Odată descoperit esențialul, numai aici să mai spui în sculptură. Toată istoria sculpturii a constat în descoperirea acestor elemente fundamentale. Michelangelo făcea tipuri de nasuri, făcea tipuri de urechi, tipuri, crezând că acestea sunt elemente ale reprezentării unui portret. Dar Brâncuș a mers mai departe, anticipând ceea ce noi astăzi numim teoria fractală, și a găsit aceste două fractale esențiale, binaritatea care este rotund, ascuțit, lucios, mat, ideea este concav, convex, ideea este că binaritatea poate reconstitui orice formă existentă în natură sau în mintea omului. Nu mergem mai departe. Brâncuș a realizat că, realizând că mai încolo de Brâncuș nu se mai poate sculpta, a înțeles, a avut revelația că numai ansambluri de lucrări plastice, de lucrări sculpturale, pot depăși acest impas. Așa a ajuns la ideea realizării ansamblului de la Târgu Jiu. Nu insinuez că, pentru că pictura și sculptura sunt lucruri atât de diferite cum e limba chineză de limba română. Dar intuiția lui a pășit pe această cale. Trebuie să stăpânești cum el dovedește în lucrările sale. Stăpânește manierele impresioniste, expresioniste, fovistă, conceptualistă. Stăpânește cam întregile maniere picturale, străbătute istorice. Și atunci el a spus, domnule, eu fac o construcție, o instalație, cum este termenul consacrat, o instalație